Salut! Acesta este FH41 din linia FH de la Ganzo. După ce am făcut recenzia la FH51, am observat că băieții de la elantena.ro le-au afișat pe site. Nu erau încă în stoc, urmau să sosească, așa că i-am contactat și am rugat să îmi țină și mie două FH41, încă un FH51 negru și am vrut să completez colecția, cum ar veni, cu un FH31. Nu știu dacă o să ajung să-l folosesc și să-l fac și acestuia o recenzie, dar am vrut neapărat să încerc FH41. Primele poze pe care le-am văzut a fost pe site-ul Ganzo și mi s-a părut că e foarte frumos și este. Mi-a sosit și în prima seară i-am scăzut unghiul de tăiere. De la aproximativ 25 de grade pe fiecare parte la 20. 20 de grade pe fiecare parte ca un unghi de tăiere este un unghi de tăiere foarte, aș zice, safe, sigur. Chiar și un oțel 8CR13MOV nu va avea probleme. Nu se va ciobi, nu se va îndoi. Dacă vorbim de un D2 călit bine, cu un tratament termic adecvat, putem să scădem și mai mult. Dacă vorbim de alte oțeluri, de super oțeluri, și mai mult. Dar 20 de grade pe fiecare parte, zic eu, garantează performanță adecvată pentru chestii pe care trebuie să le facem fiecare zi. Și îți va rămâne intact tăișul. Chiar și la un oțel care are un tratament termic mai, să zicem, dubios. Nu e cazul liniei de la Ganzo, din câte am văzut eu până acum. 440C-ul era tratat termic foarte bine, D2-ul până acum am văzut tratat termic foarte bine. Acesta am decis să-l ascut, să-i scad unghiul de tăiere. De ce? Pentru că are grindul așa de subțire. Are un grind destul de subțire. Momentan e undeva la 0,4 mm după tăiș, ceea ce e destul de bine, aș zice eu. Acesta este un pic mai subțire, FH51-ul acesta, cu un unghi de tăiere destul de abrupt, tot așa, 25-27 de grade pe fiecare parte. Dar datorită faptului că are grind-ul așa de subțire, se mișcă foarte bine. Lama se subțiază spre vârf și aceasta ajută. Puteți observa că la FH11 avem această lamă falsă, acest wedge spre coamă. Și la fel și la 21, aici avem swedge-ul și mai avem această decupare care eventual, în care poți să-ți pui degetul arătător să-l controlezi mai bine. La FH41 avem un swedge foarte mic. Foarte, foarte mic, care tot ce face e să nu-ți dea muchii pe coama lamei. Deci dacă îți pui degetul aici, va fi foarte confortabil. Nu va agăța. Pentru EDC, mi se pare că este combinația perfectă între FH11 și FH51. Acesta poate e prea mic pentru unii și acesta poate are grind-ul prea gros. Trebuie să spun că, deși acesta are plaselele concave, tot stă foarte bine în mână și mai mult de atât se mișcă extraordinar. Niciunul din acestea, din linia FH, nu se mișcă așa de bine ca FH11-le. Acesta se mișcă foarte bine. Dacă scutul un pic, cade singur în mâner. Detentul e destul de puternic, adică poți să-l scuturi, să scoți lama, dar trebuie să-l scuturi destul de tare. Și pentru a-l deschide, se poate și light switch și push. Oricare opțiune este bună. Poți să-l deschizi incomplet dacă chiar te chinui. Așa. Dar trebuie să te chinui în mod normal. Toți colegii mei de servici, cărora le-am dat bilceagul în mână, le-am zis doar trage un pic de el. Au tras și s-a deschis. Flipperele de la Ganzo mi se par extraordinare. Cum am zis, grindul subțire, distal taper, se subțiază foarte frumos spre vârf.
L-am ascuțit, am tăiat cam de două ori mai mult carton decât am tăiat cu astea, alte două. A trecut de la bărbierit foarte fin la tăiat hârtie. După ce l-am dat pe strop de trei ori pe fiecare parte, a început să bărbierească din nou. Nu vreau să mai tai mult păr. Zona de tăiere a fost cam aceasta, de aici spre vârf, ca să văd cum se comportă. Bineînțeles, acesta s-a comportat mai bine, chiar și fiind un pic mai tocit. Nu tocit, și acesta taie hârtia foarte curat, dar un pic mai tocit. De ce? Pentru că grindul este mai subțire. Ce este de notat aici e că este foarte bine prelucrat. Grindul este perfect plan. Așa că probabil o să-l subțiez, o să-l pun pe niște pietre și o să-l subțiez un pic mai mult. Îi dau jos și logo-ul și scrisul. Nu-mi prea îmi place mie logo-ul Firebird, îl preferăm pe cel de la Ganzo. Mânerul. Au făcut acest cutout pentru liner lock și l-au făcut mai mult decât în cazul FH11. Dacă vă uitați la FH11, pe partea asta nu se vede liner lock-ul și pe partea asta se vede. În cazul FH41 se vede pe amândouă părțile. Nu deranjează, pentru că este așa de mare cutout-ul. Aici chiar îți lipsește un pic de material, deci părerea mea ar fi că putea să lase un pic mai mult material, dar probabil e mai simplu să le facă pe amândouă la fel. Oricum, când îl strângi în mână, nu simți. Nu simți și nu cred că poți să îți închizi lama pe degete datorită flipperului. Chiar dacă să zicem că l-am închide, flipperul tot nu te lasă să-ți închizi lama pe deget. Ca și la celelalte, în afară de FH21, în poziția normală în care dezactivezi liner lock-ul, flipperul îți lovește degetul, nu trece pe lângă el. Ți-e foarte greu să deblochezi astfel încât să-ți treacă flipperul de unghie și să te lovească tăișul în deget. Cum am zis, se deschide foarte frumos, foarte fin, nu așa de fin ca FH11, dar lock-up-ul este destul de bun. Îl simți solid. De purtat, stă în buzunar foarte bine, stă foarte adânc, spre deosebire de FH21. Cred că se poate observa că acesta stă mult mai adânc, chiar și mai adânc decât FH11. Și asta îmi place mie, personal, foarte mult. Singurul lucru pe care pot să-l bag de vină e gaura pentru lanyard. Aș fi vrut să facă ca la FH11. În rest, nu prea am de ce să mă plâng în cazul acestui briciag. Dacă e să țin cont și de preț, chiar n-am de ce să mă plâng. Când tăiam cartoane, am observat că vreau să mut mâna un pic mai departe de acest choil, de această decupare, și să-mi țin aici, peste pocket clip. La FH51 nu mi-a plăcut deloc. La acesta mi-a fost ok, nu m-a deranjat pocket clip-ul. Și mi-a fost mai confortabil să prind mai mult mâner, care de altfel este cazul lui FH11, chiar dacă este mai pătrățos, cu plaselele concave, oferă un pic mai mult de prins, cel puțin așa mi se pare mie. Și diferența dintre acele 5 grade a unghiului de tăiere pe fiecare parte, deci 10 grade în total, a fost foarte mare. Am tăiat și cu acesta, care are tăișul de la Ganzo, e ascuțit bine, dar acesta s-a mișcat mult, mult, mult mai ușor prin carton, pentru că are acum grindul un pic mai subțire, un pic mai unghiul de tăiere este mai mic și așa că pe prima parte alunecă mai bine și asta își spune cuvântul. La 100 de grame tăișul aproximativ de aceeași mărime ca și FH11-le are beneficiile lui FH51, un pic mai 19 grame mai greu decât FH51, nu-i mult, și 12 grame mai ușor decât FH11, iară nu-i mult, dar oricum 100 de grame, linerele găurite, lock-up-ul e bun, deep carry pocket clip, dacă îl făceau negru era și mai frumos, jimping-ul e ok, îți ține degetul pe el, dar nu e atât de agresiv încât să deranjeze, și faptul că
au rotunjit aici, au dat acest mini swedge, acest chamfer, mi se pare ok. Choilul pentru ascuțire este bine făcut. Prefer un choil de genul ăsta decât unul foarte mic. Dar, mă rog, asta e preferință personală. Unii preferă lama până în spate. Prefer ca la 41 decât ca la 21. Și îl prefer pe acesta de la 41 și față de cel de la 11. Nu e așa de fin ca FH11. Am tot zis chestia asta și nu mă las, pentru că speram să fie, dar cred că e, din anumite puncte de vedere, un pic mai frumușel. Dacă voi aveți întrebări sau comentarii despre acest Richard, puteți să le lăsați în secțiunea de comentarii. Sunt luate de pe lanterna.ro. Vă las și un link jos, aveți și un cod de reducere. Mie mi se pare că nu prea ai cum să dai greș. La banii la care poți să-l cumperi pe acesta, nu găsești alt briceag cu oțel de 2, plasele de C10 și mai important decât materialele este, în cazul lamei, tratamentul termic, care la Ganzo până acum eu n-am găsit unul să fie rău și fit and finish-ul este extraordinar. Dacă n-ai avut niciodată un flipper, să încep cu unul din linia asta, nu pot să vorbesc despre 31, pentru că, da, ok, iese foarte bine, dar linerul e foarte solid. Acesta cred că e mai mult ceva pentru muncă, garaj, portbagaj. Dar acestea sunt, dacă e să încep cu un flipper de la Ganzo din linia FH, cred că nu e o alegere grea. Bun, vă mulțumesc pentru vizualizare, sper că v-a plăcut. Și vă doresc o zi bună!